Domnilor președinți de ședință, excelența voastră, domnule ambasador, doamnelor și domnilor senatori și deputați, acum un an, viața milioane de ucraineni s-a schimbat radical. În dimineața zilei de 24 februarie 2022, sute de mii de mame, în loc să-și trimită copiii la grădiniță sau la școală și apoi să meargă la serviciu, un zgomotul asurzitor al sirenelor antiaerene și al exploziilor rachetelor rușești, au fost nevoite să plece spre frontiera de vest a Ucrainei pentru a-și căuta adăpost în țările vecine. Decizia de bunească a regimului de la Moscova, conduse de un dictator, de a acapara teritorii noi prin anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimea în 2014 și continuată prin declanșarea războiului pe scară largă, neprovocat împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, pe lângă faptul că a afectat viețile a milioane de oameni nevinovați, a afectat și sistemul geopolitic internațional, creând provocări nemai întâlnite de la cel de-al doilea război mondial. Toată drama prin care trec vecinii noștri ucraineni ne-a făcut să conștientizăm mai bine faptul că libertatea, în toate formele ei, după viață, e bunul cel mai de preț, pe care ucrainenii au demonstrat că sunt hotărâți să o apere cu prețul propriei vieți, luptând pentru dreptul de a-și decide viitorul. Trebuie să rămânem conștienți că regimul lui Putin a declanșat un război pe scară largă nu doar împotriva unui stat vecin, suveran și independent, ci împotriva unor valori pe care le împărtășim și noi, marea familie europeană. Ne-am putut convinge că acest război nu este doar unul clasic al armelor, ci unul hibrid, ce întrunește elemente precum finanțarea unor mișcări separatiste, activități de destabilizare și subminarea securității unui stat sau unor regiuni, cu cele precum derularea unor campanii de propagandă, dezinformare și atacuri cibernetice. Pentru a-și atinge scopul, Rusia șantajează, amenință, invadează și destabilizează state, generează crize de securitate, umanitare și alimentare, comportament care amenință în mod direct pacea mondială. Din păcate, în ultimul an, astfel de încercări putem fi observate în tot mai multe state cu o viziune pro-europeană. Cu toate acestea, NATO și Uniunea Europeană sunt mai unite și mai determinate ca niciodată să-și apere valorile și principiile și să-și sprijine Ucraina și poporul ucrainean atâta timp cât va fi nevoie. Încă de la începutul invaziei, România, împreună cu statele membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice, a fost alături de Ucraina, adoptând măsuri menite să sprijine statul și poporul ucrainean, inclusiv prin acordarea asistenței economice și financiare, ajutor umanitar, protecție civilă, implementarea mecanismului de protecție temporară, asigurarea continuării educației și sprijinului pentru procesul de învățare al copiilor și studenților ucraineni, sprijin pentru investigarea și tragerea la răspundere autorilor crimelor de război, facilitarea tranzitului celealilor, inclusiv susținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Societatea românească, indiferent de etnie, religie, zona de proveniență, a manifestat o atitudine de solidaritate fără precedent față de populația ucraineană, peste 3,5 milioane de ucraineni trecând prin țara noastră, dintre care aproximativ 110.000 stabilindu-se pe teritoriul României. Mai mult, acum un an, la data de 28 februarie, plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului a adoptat declarația comună prin care condamnă agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei, numărându-se printre primele legislative care a condamnat agresiunea împotriva Ucrainei. De asemenea, la 23 noiembrie a adoptat declarația prin care a recunoscut Holodomorul, foametea deliberată din anii 32-33, drept o crimă îngrozitoare împotriva poporului ucrainean și împotriva umanității. Totodată, pe parcursul acestui an, pe lângă sporirea cooperării între cele două state, în special la nivel regional, a fost reluată și cooperarea interparlamentară, inclusiv la nivel de grupuri de prietenie și comisii de specialitate, în atenția reprezentanților acestora, aflându-se numeroase teme de interes comun, inclusiv cele legate de măsurile și condițiile în care se asigură exercitarea reală de către minoritățile etnice a drepturilor și libertăților de valoare universală, demonstrând că, în ciuda contextului regional extrem de dificil, generat de războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei, cele două state prietene și vecine pot găsi mai multe puncte comune, inclusiv modele de bune practici care să ne unească în locul celor care pot să ne dezbine, așa cum își dorește Federația Rusă. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, sunt multe aspecte care ar trebui enunțate. Din păcate, timpul nu ne permite să le abordăm pe toate astăzi, aici. Cu toate acestea, trebuie subliniate două dintre acestea. Lumea liberă, civilizată, condamnă agresiunea rusă. Iar datorită sprijinului nostru comun, Ucraina și poporul ucrainean este liber,
continuă să se apere și luptă pentru idealurile noastre comune, înțelegând să aleagă speranța în locul fricii, democrația în locul tiraniei. Doamnelor și domnilor, în acest context, când utilizarea forței redevine forma prin care se încearcă în mod ilegal direcționarea viitorului Europei, afectând securitatea și valorile democratice, suntem nevoiți să adoptăm în continuare măsuri unitare și decisive pe plan național și pe cel extern, precum și în cadrul multilateral, rămânând uniți în angajamentul nostru față de democrație, statul de drept, drepturile omului, valorile europene, pentru care poporul ucrainean astăzi plătește cu sânge. Vă mulțumesc!